Procedură, să spun așa, administrativă, între ghilimele. De ce? Fiindcă dacă soluția este semnată de procuror, mai întâi mă adresez cu plângere împotriva acestei soluții organului ierarhic superior, adică prin procurorului de la parchetul care îmi instrumentează dosarul. Dacă și prin procurorul la rândul îmi răspunde că menține sau confirmă soluția dată de procuror... S-a dat. Da, dacă s-a dat, atunci, de-abia atunci, plângerea se adresează instanței. Numai că instanța, și asta, cum să vă spun, nu trebuie să dați vina pe instanță, are obligația să analizeze, fiindcă legea îi impune lucrul ăsta, da. Să analizeze dacă dumneavoastră v-ați plâns în termen. Pentru că, asta nu am spus și spunem acum, există prevăzut categoric un termen de 20 de zile de la data comunicării acestei soluții, în cuprinsul căruia aveți posibilitatea să formulați această plângere. Dacă o formulați mai târziu, este tardiv formulată și atunci nu mai poate fi analizată, da? De către instanța de judecată. Dacă spuneți că ați revenit cu plângere, probabil că domnul avocat a găsit o justificare. Permiteți, da. Dacă da, permiteți vă rog, eu am simțit nevoia să intervin vă rog, pentru că... Păi dumneavoastră a spus că n-a făcut acest demers în termen. Da. Păi, deci, în momentul în care am luat soluționarea, că după aceea ne începe urmăririle penale, vine o soluționare. Soluționarea aceea am dat-o avocatului. El nu mi-a... Bun, nu v-a făcut plângerea în termen. Nu mi-a făcut-o la timp. Eu v-am spus de prima dată. Probabil că îmi cer scuze, nu m-am exprimat eu ca lumea da, ca nu să nu v-a făcut avocatul la timp. Deci nu noi suntem de vină. Noi am ajuns în situația în care avocatul doamnei Gheorghiu, exact cum zice doamna avocat, excepție, care e normal să scape. Nu, Niculescu, scuzați-mă. Așa cum semnalăm acusurile, trebuie să venim și cu clarificări. Păi ce era să facă? Să vă facă el această plângere, avocatul părții adverse? Pentru că avocatul, orică a fost coptat, orică nu l-a interesat, dar asta nu mai pot regulă, eu și acum nu e numai pentru dumneavoastră, ci pentru toate persoanele care urmăresc emisiunea și înțeleg că sunt foarte multe interesate. Când vorbim despre o plângere penală, avem dispoziții procedurale clare. Plângerea penală nu se formulează decât personal sau printr-un mandat special. Eu ca avocat, și acum vă împărtășesc o impresie absolut personală și subiectivă, nu procedez așa cu clienții mei. În măsura în care vorbim despre o plângere penală, prefer să-l invit la mine la cabinet, să-i o citesc, deși o redactez eu, omul o semnează și o însușește și o depune singur personal. Deci, de acum încolo, probabil că sunteți la prima întâmplare de acest gen și să dea Dumnezeu să nu mai aveți pe viitor. Dar toate persoanele care sunt în situația asta, și dacă vorbim despre relații deficitare cu domnii avocați, toți avem, nu ne facem pe nu putem fi plăcuți tuturor sau nu ne putem face înțeleși tuturor. Dar există această... Noi, ca persoane, da, ca, cu inteligență proprie și independență proprie, avem obligația să știm lucrul ăsta. Dom'le, nu las o plângere penală. Și asta ține și de avocat. Trebuie să vă spună lucrul ăsta. Veniți să semnați plângerea, veniți să o citiți, veniți să vă însușiți. Da? Pentru că așa prevede legea până la urmă. Deci este un pic de, să spun așa, de lux sau de răsfăț pe care și-l permite avocatul să semneze el însuși o plângere penală, dincolo de toate celelalte aspecte, fiindcă sunt implicații de toate naturile, subiective, sociale, financiare, în relația avocat-client, trebuie să vi se aducă la cunoștință aceste aspecte. Iar dacă nu vi se aduc la cunoștință, măcar de aici încolo să știți că puteți să le semnați singur. Sau formulați plângerea și consultați un avocat. Domnul avocat, e în regulă? E bine? Mai e ceva de adăugat? Cam așa se procedează. De fiecare dată când, mă rog, datele care le aveam de aici din studio au impus lucrul ăsta, am lansat acuzații la adresa celor vinovați, fie că erau magistrați, prin procurori, polițiști, indiferent de grad, nu odată, chiar în direct le-am făcut aceste reproșuri și am stabilit niște vinovății. În cazul dumneavoastră nu se impune un astfel de reproș către instanță, e o greșeală pe care avocatul dumneavoastră a făcut-o și din păcate asta v-a creat un dezavantaj. Nu, n-am făcut-o către instanță, că, nu știu, m-ar pedepsi Dumnezeu dacă aș acuza pe domnul președinte al compleului, pentru că în momentul când nu te prezinți cu avocatul, nu dăm vina mea, că v-am explicat și ați înțeles. Și avocatul nu și-a făcut la timp datoria, pentru că acolo am pierdut noi. Exact ce mi-a explicat, dacă îmi permite, doamna avocată. În punctul ăsta al emisiunii vreau să-i mulțumesc atât domnișoarei avocat Valentina Gheorghe pentru aceste precizări. Îi mulțumesc și domnului Niculescu pentru prezență, mai ales domnului Bela Simion, care vine de la mare distanță, stimați telespectatori, și vă invit ca în partea a doua a ediției să vorbim din nou despre drepturile consumatorilor din România. Avem alături de noi Asociația Profesioniștilor pentru Protecția Consumatorilor, care ne ajută în realizarea acestei părți din emisiune. Acum
vă propun un scurt moment de publicitate.